să facem cunoștință? Eu sunt eu. Iar tu ești mama ei. Da. Și te-ai hotărât să fii mama ei, cu totul și cu totul de aur, așa cum te știm, pentru că tu totdeauna ai fost un om foarte deschis. La capitolul ăsta ai fost un pic mai discretă. Da, dar tu știai despre asta. Eu am avut câțiva oameni de suflet pe care îi iubesc. Tu te afli printre aceea. Tu știai de la început, dar ai fost atât de bună și de respectoasă cu viața deciziile noastră, tale, cu deciziile noastre, încât mi-a respectat această discreție și îți mulțumesc și le mulțumesc tuturor celor care au făcut asta. Elena este acum mare și chiar astăzi, pentru că eram planificat să vin singurică, ea a spus că și să o aduc în platou pentru a mă însoți, dar a zis că aș vrea să vorbesc și eu. Și atunci da, mi-ar plăcea. Spune-mi, te rog, Elena, de ce vrei să vorbești și tu? A venit un moment. Păi, aș vrea să apar și eu cu mami. Și să știi că da. Și mami e foarte mândră de tine. Da. Extraordinar. Cea mai mândră. Cea mai mândră? Cea mai mândră. Ai 9 ani. Da. 9 ani, așa e? Da. Aproape. Și de 6 ani sunteți împreună. Da. În ăștia 6 ani, ce ai învățat tu cel mai important de la mami? Că mama contează cel mai mult, pentru că o iubesc foarte mult. Și ea pe tine la fel. Ți-a dat vreodată un sfat cu care n-ai fost de acord? Niciodată. De exemplu, să nu mai stai atât de mult pe telefon? E adevărat să nu stai mult pe telefon. Ești o mamă cloșcă sau ești o mamă care își lasă copilul în pace? Noi suntem foarte atenți la toate lucrurile care pot să aibă efect asupra dezvoltării ei. Sigur că și nu vreau nici să-i interzic accesul la ceea ce înseamnă lumea de azi. Așadar, are totul telefonul ei, totul cu măsură, are telefonul ei, pe care îl folosește în scopuri bune și pozitive, pentru a se informa uneori de ce mai e nou. Dar cel mai important este pentru că acum tatăl ei i-a instalat un program prin care învață limba engleză. Ea, făcând engleză cu profesor, are meditații la engleză, face și germană totodată și pe telefon are un joc foarte frumos prin care ea aprofundează limba engleză. De exemplu, iată o modalitate de a folosi tehnologia în mod pozitiv. De unde ți-a venit ideea asta de a spune suntem o familie de trei, suntem mai mulți decât știți voi? Întreabă pe Elena. Cum s-a întâmplat? Cum a venit momentul să spunem lumii? Păi, când am spus că sunt pregătită ca lumea să afle de mine și atunci mama a încercat să facă o modalitate în care să afle mai bine lumea despre mine. Exact așa s-a exprimat. Ce vrei să știe lumea despre tine și încă nu se știe? Păi, momentan, nu vreau să... Uneori vreau să apar și la televizor, dar nu merg chiar atât de mult, mereu. Și o să-ți alegi aparițiile, adică o să fii atentă unde te duci și unde nu. Da. A fost vreun moment în care ai fi vrut să ieși, dar n-ai avut curaj? Nu, adică n-am mereu, uneori am avut curaj. Da. Dar nu m-am dat bătută. Te dai vreodată bătută? Uneori, dar încerc din nou. Încerci din nou? Uh-huh. Pentru că mama ta spunea despre tine că ești un copil foarte perseverent, care nu se lasă, exact așa cum ziceai. Și apropo de asta, mi-aduc aminte un lucru foarte amuzant din viața fiicii mele și a mea. Noi ne-am întâlnit exact la fel. Și la un moment dat m-a întrebat mami, ce înseamnă gubașă? N-am înțeles întrebarea și zic, te rog, spune-mi contextul. M-ai învățat să nu mă las pe gubașă. Ce spune-mi ce e a gubașă ca să nu mă las pe ea. Deci foarte frumos. Niciuna dintre ele nu se lasă pe gubașă. Deosebit, da. Deci la școală. La școală e foarte bine. Învăț, am note bune. Colegii drăguți? Da.
Ok, încep să înțeleg. Ca orice copil are simpatie, are prietene, are copii cu care interacționează mai puțin, sunt mici povești, istorii pe care le povestește acasă și are o comunitate, o colectivitate foarte frumoasă, la o doamnă minunată, care suntem recunoscători pentru iubirea. E ca o a doua mamă pentru copiii din clasa ei, îi iubește extraordinar, merg împreună în vacanțe, e foarte frumos. Tu o iei de la școală? Eu sau tatăl ei, sau bunica, ce ne-a vizitat nu de mult. Și în momentul în care oamenii o văd pe Paula Seringă în curtea școlii, ce zic? Părinții copiilor din clasa Elenei știu lucrul ăsta, deja suntem părinți cu toții de atâta timp. Sunt oameni care nu își dau seama, ea e, nu e ea. Probabil unii nu știau mai de mult ce caut acolo, dar acum probabil că nu mai există niciun dubiu. E ceva ce te-a împiedicat până acum? S-a întâmplat ceva? De ce a trebuit să știm atât de puțini oameni? Pentru că eu am fost atât de fericită pentru voi și e un lucru atât de... o legătură atât de frumoasă care se creează și știi că eu o cunosc pentru că sunt cumva în aceeași situație. Doar că eu am explodat. Adică în momentul în care m-a apărut în viața mea la 50 de centimetri, eram pe toți pereții. Nouă drumurile ni s-au întâlnit când Elenuța avea 3 ani. Și lucrurile trebuiau să se așeze în timp, în familia noastră, în lumea noastră, în universul nostru. Nu voiam să avem niciun fel de alte lucruri care să influențeze în vreun fel așezarea firească a lucrurilor. Și atunci am așteptat cu minți, în așa fel încât să simțim că intervine acel echilibru de care e nevoie într-un astfel de proces. Și trecând timpul, ea a crescut, ne-am dat seama că e extrem de important pentru un copil de persoană publică să își ia propriile decizii, pentru orice copil este important să-și ia propriile decizii, cu atât mai mult pentru un copil de persoană publică să decidă singură momentul când vrea să iasă vrea să iasă în lumina reflectoarelor și când vrea să facă asta. Și noi am făcut exact același lucru. Da. Elena, e greu să fii fiica Paulei Seling? Depinde. În unele momente poate că nu, în unele momente poate că da. În care sunt momentele în care te gândești, Doamne, mama e Paula Seling? Asta presupune o mică presiune și asupra ta. Da, se poate pune o presiune, dar sunt foarte ok cu asta. M-am obișnuit mult. Și acum nu mai există nicio presiune pe mine. Te duci la concertele ei? Da, m-am dus la concertele ei și e foarte bine. Nu ți se pare diferită? Mama? Da, pe scenă. Nu. Avem o prietenă comună, Narcisa Suciu, a cărei fetiță, când avea, nu știu, câțiva ani, de fapt câteva luni până la câțiva ani, când o vedea pe Narcisa pe scenă, începea să urle disperate, mami, mami, nu e mami, știi? Și atunci eu trebuia să ies cu Daria în brațe, ca să poată să cânte Narcisa. Pentru că nu înțelegea că e aceeași persoană, știi? La mine m-am obișnuit foarte mult cu ea și știu că e ea. Mie îmi place când mă ajută să-mi aleg hainele, când îmi spune că ai mocheat un pic prea mult. Sau recent am început să port ochelari. Mi-am făcut niște ochelari și pot să spun? E ok? Scuzați. Și punându-mi ochelarii mi-a spus, să știi că areți cool cu ochelarii ăștia, să-i mai porți. Am fost foarte mândră de ea pentru că are o personalitate puternică, participă foarte mult, de fapt, de la început și eu și tatăl i-am implicat-o în decizii. De fiecare dată ne-am străduit să simtă că este egală cu noi. Sigur. Și întotdeauna am încercat să explicăm dacă cumva suntem de o altă părere sau de ce suntem de o altă părere și cred că Elena se dezvoltă frumos și am așa niște emoții, este pentru prima oară când mi se întâmplă asta.
și ea, să știți că e mai puternică decât mine. Chiar și în culise o vedeam. Fără nicio problemă. Da. E un context prin care n-am mai trecut până acum așa la nivel public. Și îmi cer scuze dacă nu sunt chiar eu vorba. Ești minunată. Ești minunată așa cum te știu și ești întreagă și e altceva. Știu ce înseamnă să apar pentru prima oară copilul la televizor, exerseze când avea fiul meu 8 luni și tot... Exact. Fica mea a împlinit deja 18 ani, e mare. Spune-mi, te rog, ai văzut noul clip al mamei? Da, l-am văzut. Și? Exact cum o știu, foarte... Ea mereu este este foarte curajoasă și știe ce face. Nu e ca și cum n-a ști ce face. Asta e meseria ei de a cânta și se mândră de ea. Și eu de tine. Dar tu ce meserie o să ai? Mă gândesc. Încă nu știu. Sunt convinsă că nici nu e cazul. Te-am întrebat pur și simplu, poate cine știe. Să încerci. Că ați filmat în multe locuri. Știu că e vorba despre o călătorie romantică în partea de nord-est. Romantică, da. Acesta nu este un clip ca oricare altul. Exact, este o poveste romantică. Dacă veți vedea, nici măcar nu rostesc cuvinte.